influențează glanda tiroidă, funcționarea organismului? Deci glanda tiroidă influențează funcționarea organismului prin ceea ce produce ea, prin hormonul tiroidian. Ea are influență asupra metabolismului, asupra funcționării altor glande cu secreție internă și, în principiu, asupra tuturor organelor, aproape a tuturor organelor interne ale organismului, inclusiv a creierului, dezvoltarea și funcționarea corectă a creierului. În consecință, orice secreție în plus, orice producție mai mare de hormon tiroidian sau mai mică, deci vorbim de hipertiroidie și hipotiroidie, duce la tulburări în sfera organelor interne, a organelor cu secreție internă și, în general, în echilibru și în metabolismul și în echilibru organismului. Hipotiroidia și hipertiroidia sunt singurele afecțiuni ale glandei tiroide sau mai există și alte? Aceste noțiuni se referă la funcția glandei tiroide, deci la ceea ce face ea. Glanda tiroidă are și o patologie morfologică în sensul de structură a glandei. Glanda tiroidă este un organ parenchimatos, adică un țesut ca și ficatul, ca și plămânul, ca și alte organe mai cunoscute decât aceasta din organism. Evident că aici pot apare modificări, chiste, noduli, deci mici formațiuni tumorale, care pot să aibă legătură cu funcția glandei sau pot să nu influențeze ceea ce face glanda, ceea ce produce glanda. Și aceste afecțiuni, cum, ce denumire ar purta? Patologie nodulară sau boli nodulare. Sau un termen generic, dar care sună mai rău pentru neinițiați, patologie tumorală a glandei tiroide. Tumoră nu înseamnă neapărat cancer. Cele mai multe formațiuni tumorale ale glandei tiroide sunt benigne, nu sunt cancere. Este la fel de clar că există și cancer la nivelul glandei tiroide, tot în cadrul patologiei nodulare. Noi spunem nodulare ca să nu pronunțăm cuvântul acela tumoare și știm cu toții cât de mult rezonează în urechile pacienților această denumire, acest termen. Care este cea mai frecventă afecțiune tiroidiană pe care dumneavoastră să spuneam? E greu să vă spun că e mai frecventă o afecțiune funcțională sau o afecțiune morfologică. De obicei, de afecțiunile funcționale se ocupă specialitatea endocrinologie. Atât în hipertiroidie, deci în producția mai mare, să zicem producția cu ghilimele, mai mare de hormon tiroidian, cât și în lipsa sau în cantitatea insuficientă a hormonului tiroidian. Chirurgia se ocupă de tratamentul patologiei morfologice, adică patologiei nodulare. Și când spun nodul, repet, este vorba despre nodulul plin, formațiune tumorală plină sau nodul chistic. Toată lumea știe ce este un chist, este o cavitate care are un perete și care conține lichid, de diferit lichid, de diferite feluri și forme. Deci chirurgia se ocupă de patologia nodulară, în special. Intricarea între patologia funcțională, deci între bolile funcționale ale glandei și bolile morfologice, se face în special la nivelul unei forme de bol care se numește boala Basedow și care este cunoscută de aproape toată lumea, care este o hipertiroidie, deci o secreție în exces a hormonului tiroidian și care se face printr-o hipertrofie, printr-o mărire de volum a glandei tiroide uniformă, fără să aibă noduli diferiți de structura parenchimului tumoral, parenchimului tiroidian. Sigur, și aceste forme
pot să fie tratate atât conservator, deci medical, de către endocrinolog, dar pot să fie tratate și de către chirurg. Și de foarte multe ori, atunci când tratamentul endocrinologic nu mai dă rezultate și pacientul începe să suferă din cauza hipersecreției de hormon tiroidian, se impune intervenția chirurgicală. La ce operațiuni este supus un pacient în cadrul intervenției chirurgicale? De fapt, practica, procedura chirurgicală, operația în sine, se numește tiroidectomie. Aceasta înseamnă îndepărtarea glandei tiroide parțial sau în totalitate. Sigur că aici este bine să spunem că în momentul acesta nu se mai fac tiroidectomii așa zise subtotale, adică cu abandonarea unui rest de țesut tiroidian care să preia funcția tiroidei îndepărtate de chirurg, pentru că și asta se numește, repet, tiroidectomie subtotală, pentru că în acel rest de țesut tiroidian pot să rămână leziuni pe care noi nu le vedem, nici noi, nici aparatele de care ne folosim, ca să zic așa, imagistica pe care o folosim, ecografie, scintigrafie, alte analize de genul acesta. Ori, acum facem tiroidectomie totală, dacă ambii lobi ai tiroidei, tiroida având doi lobi, stâng și drept, e ca un fluture, de o parte și de alta a tractului aerian, a traheei. Deci, îndepărtăm întreaga tiroidă sau, dacă numai un lob este afectat, un lob care, de exemplu, conține un nodul, atunci vom ridica întreg lobul fără să mai lăsăm nimic, abandonând lobul celălalt care este normal. Cum se adaptează organismul în lipsa glandei tiroide? Da, întrebare logică și foarte bună. Dacă îndepărtăm întreaga tiroidă, evident este că organismul este lipsit de hormonul tiroidian și începe să sufere din cauza lipsei hormonului tiroidian. Organismul nu poate supraviețui fără hormon tiroidian. Și atunci se face un tratament de substituție cu produse asemănătoare hormonului tiroidian sau chiar cu hormon tiroidian, care este la ora actuală foarte bine pus la punct, se aplică foarte ușor și, în general, pacientul rămâne dependent de acest tratament toată viața. Dacă am ridicat un singur lob, am îndepărtat un singur lob, deci o jumătate a glandei tiroide, să folosesc și termenul hemitiroidectomie, se cheamă, atunci nu mai este nevoie în principiu de niciun tratament, pentru că lobul tiroidian restant asigură producția necesară organismului. Aici se impune o mică corectură, nu corectură, de fapt este o apreciere, că pacientul care este operat și i s-a îndepărtat un singur lob, obligatoriu trebuie să se investigheze periodic pentru celălalt lob. Cel puțin o dată pe an trebuie să-și facă o ecografie și să-și facă niște analize care pun în evidență producția de hormon tiroidian. Tratamentul pe care l-ați menționat este injectabil? Este oral, se ia pe gură, este vorba de administrarea unei tablete, o tabletă și jumătate, în funcție de profilul organismului, de necesitățile organismului, iar acest tratament substitutiv este fixat, este prescris și este urmărit de endocrinolog. În ce mod afectează viața unui pacient o astfel de intervenție chirurgicală? Ce activități poate să desfășoare în continuare sau nu? Da, în principiu, un tratament substitutiv, deci ai îndepărtat întreaga glandă tiroidă, poate într-o
la un capitol următor o să vorbim despre incidentele între operatorii pe care oricum orice pacient trebuie să le cunoască. În principiu, viața este ca unui om normal. În afară de faptul că și-a pastiluța de dimineață, pastiluța cu substituent al hormonului tiroidian, în rest nimic deosebit. Poate să facă sport, poate să presteze orice fel de muncă, de la munca intelectuală până la cea fizică. Femeile tinere pot să aibă copii fără niciun fel de pericol. Deci, în principiu, este un tratament care rezolvă boala fără a influența în niciun fel viața de zi cu zi a pacientului, reinserția socială, etc. Ați menționat acele incidente. Ce incidente pot apărea? Ca la fiecare operație, trebuie să ne gândim și la posibilele incidente. Dacă chirurgul le cunoaște, probabil nu se vor întâmpla. Va avea grijă să nu se întâmple. Dar aceste incidente sau accidente, depinde de pe ce parte a baricadei privind lucrurile, trebuie să aduse la cunoștința bolnavului. Bolnavul, când este de acord cu intervenția chirurgicală, trebuie să cunoască toate aceste posibile întâmplări nedorite. În afară de chestiunile legate de sângerare, toată lumea zice operație, sânge și durere. În afară de sângerare intempestivă, accidentală, că de obicei nu se întâmplă așa ceva, la tiroidă mai există posibilitatea leziunii unui nerv, care se cheamă nerv recurent și care merge și enervează direct corzile vocale. Leziunea unuia dintre acești nervi duce la modificarea vocii. Vocea devine un pic mai îngroșată, un pic mai răgușită, fără să influențeze alte funcții. Dacă din nefericire se întâmplă leziunea ambilor nervi, atunci alături de problemele de fonație, de vorbire, apar probleme respiratorii. Corzile vocale paralizează, cad una lângă alta lipindu-se și împiedică aerul să pătrundă prin tractul respirator.